și să ai mulțumit lui Dumnezeu. Tatăl nostru, nimic nu este prea greu pentru tine. Suveranitatea ta se întinde peste toate lucrurile, peste viețile noastre, peste pandemie, peste biserică și activitățile ei, peste prezent, trecut și viitor. Tu ești Dumnezeu. Te cunoaștem din Scripturi ca Cel care ai dat apă din stâncă, Cel care ai desfăcut apele mării ca poporul tău să treacă pe uscat. Te cunoaștem ca Dumnezeul care ai dat hrană poporului. Doamne, ne uităm la fiecare dintre lucrurile pe care odinioară spune cuvântul tău că le-ai făptuit și ceea ce realizăm este că astăzi continui să le făptuiești. Noi suntem aici, Doamne, pentru nimic altceva decât că mâna ta ne-a purtat pe fiecare dintre noi. Providența și paza ta s-au întins peste noi și casele noastre, peste biserica din Toronto. Doamne, îți suntem recunoscători pentru că ne-ai ajutat până aici să fim cu bine. Și la acest început, Doamne, te lăudăm. Tu ne-ai dăruit. Așa că în această zi, Doamne, îți aducem tot ceea ce este în inima noastră. Laudă, mulțumire, cinstire, binecuvântarea numelui Tău, glorificarea Ta. Și Doamne, îți spunem, ești minunat și îți mulțumim că tot ceea ce ești, te vedem lucrând în viețile noastre. Ești aici cu noi, binecuvântat să fii. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. O să continuăm acum rugăciunea. Doar că de data aceasta o să rog doi frați și două surori să o facă. Însă gândul pe care vreau să vi-l pun înainte nu va fi din partea mea, ci din partea lui Dumnezeu prin Scripturi. În Psalmul 27 spicuiesc doar câteva versete. Cuvântul ne spune așa: Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui. În ziua necazului mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Tu ești ajutorul meu. Nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă. Amin. Haideți să ne ridicăm și doi frați și două surori să vină înaintea Domnului cu rugăciune. Doamne, Tată, vreau să-ți mulțumesc în dimineața aceasta așa de mult pentru harul care mi-a dat ca dimineața aceasta să putem să ne întâlnim în aceea. Mulțumesc, Doamne, în casa ta. Slavă ție. Mulțumim pentru măreția ta, amin. Pentru gloria ta, amin. Pentru călăuzirea ta, amin. Mulțumim pentru ocrotirea ta în perioada aceasta și Doamne, mulțumim că știi că ești în control în toate lucrurile. Slavă ție, Doamne! Mulțumim pentru că lucrezi la viața noastră pe toate parte, Doamne, și mulțumim că și dimineața aceasta știm că ești aici prezent în tot Doamne, nu dorim altceva decât să te aducem laudă, închinare, prin tot ceea ce facem și, Doamne, dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să cerceteze fiecare inimă în viața aceasta. Amin. Mă rog și pentru ceilalți frați care stau acasă, Doamne, să fie alături de ei. Amin. Te rugăm, Doamne, să îi spărgătezi, să îi încurajezi, da, să continui să le vorbești în Duhul Tău. Amin. Da. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că pe Tine te avem. Da. Și Tine este toată scădată. Așa este. Fii binecuvântat, fii slăvit, fii glorificat.
veci. Amin. Amin. Bunule Tată, vreau să mulțumesc și eu, fie Dumnezeu, atât de minunat. Glorie ție. De plin de drag, dragoste, înțelepciune. Glorie ție, Doamne, slavă ție. Îți mulțumim, mereu dumneavoastră, cu persoană și cu de foarte puțin. Mulțumim și aveți și noi în viața noastră, Doamne, în perioada asta care n-am putut, Doamne, să ne vedem și ne reacționăm în fața Ta, totuși ai fost cu noi, ne-ai sprijinit, ne-ai întărit, Doamne, și o profit de noi și întreaga familie, Doamne. Am simțit mâna Ta, am simțit mângâierea Ta, am simțit bunătatea și dragostea Ta. Pentru că la Tine este puterea, Părinte Bun, care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că suntem în această dimineață în casa Ta și îți mulțumim că Tu ai făcut aceasta posibilă. Mulțumim. Te rog, Doamne, să ne umpli de înțelepciunea Ta și să ne ajuți, Doamne, ca în dorința noastră de a ne vedea unii cu alții, să putem, Doamne, să ne respectăm unii pe alții, să respectăm ceea ce ni se spune și știu, Doamne, că doar Tu ești acela care ne poți proteja, iar în ceea ce ține de noi, Doamne, prin tot ceea ce facem, urmând, Doamne, ce ni se spune, îți vom aduce doar Ție laudă. Mulțumim pentru că în casa Ta, Doamne, sunt oameni care doresc să se întâlnească cu Tine. Te rugăm, Doamne, să lași aceasta să se întâmple în această dimineață. Te rugăm să ne atingi inimile, să ne atingi mințile, să ne ajuți, Doamne, să ne umplem de ceea ce înseamnă Tu. Cercetează-ne din tot ceea ce înseamnă cuvântul Tău, cântare, poezie, Doamne, ajută-ne să învățăm mai mult despre Tine și plecând de la casa Ta în această dimineață să fim încărcați de prezența Ta, de Duhul Tău cel Sfânt și îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru această oportunitate încă o dată, mulțumesc pentru jertfa fraților mei, mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut ca să putem să ne întâlnim în această dimineață. Și în numele Lui Iisus, Doamne, vreau să Te las în continuare la lucru și să ne cercetezi prin cuvântul Tău. Amin. Amin. Doamne, Tu ești lumina, ești mântuirea, ești sprijinitorul vieții noastre. Mărturisim în momentele acestea că e minunat să fim înconjurați de harul Tău, să fim binecuvântați de prezența Ta și pentru că ne pregătim de părtășie la masă cu Tine. Aș vrea să te rog să cercetezi, așa cum Scriptura ne învață, pe toți cei care urmează să se apropie. Îngăduie, Doamne, să fie astfel un prilej de mare binecuvântare, clipele de părtășie la masa Ta. Și îți mulțumesc, Doamne, că și cei care privesc învață încă o dată despre crucea Ta, învață încă o dată despre mântuire. Doamne, fă pentru toți
să fie apropiere de tine. Amin. Amin. Amin, vă rog să ocupați locurile. Și aparatele de atâta lipsă de folosire. Asta e ultima. Claudiu, poți să dai drum la muzică și când se rezolvă Glory.
Atunci când poporul lui Dumnezeu se adună la oaltă, își aduce aminte de moartea Domnului Iisus Hristos, de crucea pe care a fost plătit tot, ca într-o zi ca aceasta poporul lui Dumnezeu să poată fi socotit neprihănit de către Dumnezeu. Și în amintirea acelui moment de la Golgota, când Fiul lui Dumnezeu murea pentru noi, practicăm masa Domnului. Și toți ne-am dorit de-a lungul celor 3 luni să vină clipa în care să putem din nou să fim în această părtășie. Nu este așa? Să stăm aici, împreună cu frații și surorile de credință, și să spunem încă o dată, Iisus Hristos a murit pentru noi. Să spunem încă o dată că suntem în legământul cel nou pe care Domnul Iisus Hristos l-a pecetuit cu sângele Său. Să spunem încă o dată că avem nădejde că va veni acea clipă în care eu și voi și toți mântuiții Domnului vom fi la masă cu El în veșnicie. A dus Domnul clipa în care să ne bucurăm de masa Lui. La masa Lui, ne învață Scriptura, trebuie să venim în urma cercetării. Așa că haideți să păstrăm câteva momente și fiecare are astfel prilejul să se cerceteze și apoi ne vom apropia împreună de pâine și de rodul viței. Voi citi câteva versete de Scriptură care ne aduc aminte cum a fost instituită masa Domnului. Așa cum am spus la intrarea în biserică, acel paharăl pe care l-ați primit, de fapt, conține 2 lucruri. În partea de deasupra este pâine, în partea de jos este must, sub destrul. Ce o să vă rog este să desfaceți folia de peste pâine. De peste pâine. Aș vrea să vă rog să ne ridicăm în picioare. Voi citi din Evanghelia lui Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29. Și apoi pentru binecuvântarea pâinii, care este un simbol pentru trupul Domnului Iisus Hristos, care a fost frânt și zdrobit, răstignit la Golgota, jertfă pe fratele Vlad să vină înaintea Domnului. Citesc din cuvânt. Pe când mâncau ei, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Haideți să ne rugăm pentru binecuvântarea pâinii.
Amin. Domnul Iisus Hristos a luat pâinea și a spus ucenicilor săi, luați și mâncați. Să facem și un lucru acesta. Vă rog acum să luați folia de peste most. Și pentru că sucul de struguri este un simbol pentru sângele așa de prețios a Mântuitorului nostru care a curs la cruce spre iertarea păcatelor noastre și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Și pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte ca să dea mustul ucenicilor, i-a mulțumit Tatălui, venim și noi înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire pentru planul Său de mântuire, pentru Domnul Iisus Hristos, care a fost jertfa primită, perfectă, înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să rog pe fratele Valian să vină înaintea Domnului în această rugăciune. Amin. Domnul Iisus Hristos a spus, beți toți din El. Haideți să facem lucrul acesta. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că am putut să participăm în felul acesta la masa Lui. Aș vrea să ne rugăm și pentru Biserica din Toronto. Într-un mod cu totul special să ne rugăm pentru cei care trec prin diferite probleme în perioada aceasta de pandemie, așa cum ați fost înștiințați. Fratele Cristi afla că se luptă cu cancerul și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm cu mulțumire pentru părtășia la masa lui și să cerem și îndurarea lui Dumnezeu peste Cristi și familia lui. Și rog pe fratele Leonardo să vină înaintea Domnului cu această rugăciune. Vă rog să ocupați locurile.
Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El
să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Stanley Jones, în cartea Viață din Abundență, scria: creștinismul îi dă sufletului o așa poziție încât atunci când îl izbește necazul, frustrarea sau dezastrul, el merge în sus, căci aripile sufletului sunt îndreptate în direcția aceea. Și continua relatând o discuție pe care câțiva studenți o aveau cu profesorul lor la un seminar pe baza acestui text din Roman, capitolul 8. Și studenții spuneau profesorului: dar frate profesor, puteți dumneavoastră crede că toate lucrurile lucrează împreună spre bine? Toate durerile și suferințele și mizeriile? Iar profesorul le-a răspuns: lucrurile s-ar putea să nu fie bune în ele însele, dar le poți face să lucreze împreună spre bine. Și acea după amiază, după ce își încheiase orele la seminar, în timp ce era cu soția în mașină, a trecut printr-un accident de automobil. Soția lui a trecut în veșnicie, lui picioarele au fost fracturate foarte puternic și în acele momente de durere, profesorul l-a chemat pe președintele acelui seminar și l-a rugat să spună așa studenților lui: spune-le studenților mei că Romani 8:28 rămâne valabil. Profesorul a murit și el în anul acela. Pe piatra funerară a fost scris Romani 8:28, pentru că aceasta era convingerea lui puternică. Și unul dintre studenții pe care i-a avusese mergea adesea la cimitir, la acel mormânt, ca să se roage înaintea lui Dumnezeu, fiind acolo liniște, și de fiecare dată îi cerea lui Dumnezeu să-i acorde același har al credinței pe care profesorul l-a avut. Și Dumnezeu a răspuns acelei rugăciuni, pentru că studentul de care vă spun a ajuns unul dintre marii predicatori din partea de sud a Statelor Unite. Profesorul care credea în Romani 8:28 și care a ajuns să treacă în veșnicie a avut mai multă influență asupra altora
datorită credinței pe care o avea în această parte de Scriptură, decât zeci și zeci de profesori de teologie care spun mult de studenților, dar nu neapărat transmit aceeași credință. Când ne uităm la un text ca și acesta, dintr-o dată descoperim o frântură din învățătura, din aplicația lui practică pentru cei credincioși. Nu este așa? John Knox a fost unul dintre reformatori. El a fondat Biserica Presbiteriană din Scoția și când era pe moarte a cerut soției sale să-i aducă Biblia și să citească din Cuvântul lui Dumnezeu. Și soția a venit cu Biblia și a zis, ce să-ți citesc? Iar răspunsul său a fost din Roman, capitolul 8. Și a cerut soției lui să ia mâna și să o pună peste cuvintele din acest capitol, pentru că acele cuvinte însemnau pentru el o asigurare, o siguranță, o nădejde care l-a ajutat în acele momente când pășea în veșnicie. Și iată o nouă frântură din ceea ce înseamnă un text ca și acesta pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru cei credincioși. Versetele, de fapt, sunt așa de bogate încât n-avem timp pentru astfel de dimineață, când facem totul mai scurt, ca de obicei, să mergem în detaliu. Dar în câteva minute vreau să vă invit și să privim la această parte de Scriptură, când plecăm spre casele noastre, măcar câteva idei pe care Dumnezeu le transmite prin acest cuvânt să ne rămână în inimă. Mai devreme, în capitolul 8, Apostolul Pavel spusese ceva credincioșilor, le spusese ca urmare a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru voi la Golgota. Voi sunteți acum partea familiei lui Dumnezeu, voi ați fost adoptați în familia lui Dumnezeu și este gândul pe care construim ceea ce ne va sta înainte în această dimineață. Apostolul Pavel spune, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Frate și soră, ești copilul lui Dumnezeu, adoptat datorită Domnului Iisus Hristos. Și pentru că lucrul acesta s-a petrecut, mesajul din Romani 8, versetele citite, adaugă și îți spun din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu este pentru tine. Frate și soră, Dumnezeu este pentru tine în acest nou început al vieții publice, a bisericii acesteia. Dumnezeu este pentru tine în mijlocul pandemiei care te așteaptă că ești pe ușa afară. Dumnezeu este pentru tine în circumstanțele când economia, vedeți că trece prin probleme. Dumnezeu este pentru tine în suferința care este în trupul tău și în familia ta și în jurul tău. Și când te uiți la pământul acesta, e atâta durere. Ce îți spune Scriptura este, tu care ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să știi, azi, pentru tot ce-ți stă înainte, Dumnezeu este pentru tine. Dumnezeu este pentru tine. Și vă invit să urmărim argumentația Apostolului Pavel, punând câteva gânduri lângă acesta. Dumnezeu este pentru mine, Dumnezeu este pentru tine. Și versetele 28 la 30 ne spun că Dumnezeu are un plan și tot ce mi se întâmplă, tot ce mi se întâmplă este în acord cu acesta. Pentru că Dumnezeu este pentru noi. El are un plan. Și tot ce mi se întâmplă este în acord cu acesta. Vă rog să vă uitați cu atenție despre cine vorbește Dumnezeu în Romanul 8:28 și în continuare. Cine sunt oamenii în viața cărora tot ce trăiesc lucrează împreună spre binele lor? Versetul 28 vine și ne spune, aceștia sunt oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu.
Și de cum te uiți la Scriptură, imediat Duhul Sfânt vine și ridică întrebarea. Tu iubești pe Dumnezeu? Tu iubești pe Dumnezeu? Și fiecare dintre noi o să spunem, pe cum să nu iubesc pe Dumnezeu? Că în timp de pandemie am venit la casa Lui, am trecut peste restricții, am trecut peste teama de moarte, teama de contaminare. Eu iubesc pe Dumnezeu și am venit la casa Lui Dumnezeu. Dar vreau să vă provoc în această dimineață să vedem definiția pe care Scriptura o dă cu privire la oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Și ne uităm în cuvânt, în versetul 28, și ne spune, oamenii aceștia care îl iubesc pe Dumnezeu sunt cei chemați după planul Său. Și atunci stăm și ne întrebăm, dar care e planul Domnului? Și îl citim, versetele 29 la 30. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Și versetele pe care Duhul lui Dumnezeu ni le pune înainte, lăsând la o parte lucrarea lui Dumnezeu, vin de fapt să ne ridice mai multe întrebări, pentru că dacă ne întrebăm dacă îl iubim pe Dumnezeu, versetele acestea văzute din perspectiva noastră merg foarte profund. Auziți câteva din întrebări născute pe baza acestui plan al lui Dumnezeu. Ești un om mântuit? Ești un om care chiar în aceste clipe, când ești în casa lui Dumnezeu, Duhul Sfânt dăduiește în tine chipul Domnului Iisus Hristos? Ești un om care a auzit chemarea lui Dumnezeu și ai răspuns acesteia? Ești un om care, prin credință, ești acoperit de sângele Domnului Iisus Hristos care te-a curățit și Dumnezeu, când se uită la tine, te socotește neprihănit? Ești un om care, fiind acum în păcat, transformat de Dumnezeu, privești cu nădejde, cu speranță, momentul când vei păși în veșnicie, când te așteaptă gloria? Dacă la fiecare dintre întrebările acestea ai stat în bancă și ai zis da, 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 vreau să spun în această dimineață că ești un om care înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Ești un om pentru care toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău. Și lucrează spre binele tău și COVID-ul, și lucrează pentru binele tău și ce stabilește guvernul sau primăria din Toronto, și pentru binele tău tot ce ți se întâmplă, că este, cum spui tu, bine, sau cum spui tu, suferință, împreună, sunt spre binele tău. Pentru că iubești pe Dumnezeu. Pentru că ești omul care pășești în planul Său. Deci Dumnezeu are un plan. Și dacă suntem în planul acesta, mântuiții Domnului, tot ceea ce ni se întâmplă este spre binele nostru, e partea planului lui Dumnezeu. Acum, lucrurile cu care ne confruntăm nu sunt bune în ele însele neapărat. Multe din lucrurile cu care ne luptăm sunt lucruri pe care ne le catalogăm rele și foarte rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ia împreună toate acestea, căs bune sau mai puțin bune, le armonizează, le pune împreună în așa fel încât, în final, rezultatul lor este bun. Și textul Scripturii folosește un cuvânt în limba greacă, agaton, care înseamnă bun în cel mai pur și adevărat sens. Deci, înseamnă că dacă îl iubesc pe Dumnezeu, fiind chemat după planul Său, în tot ceea ce am în viața noastră, sau noi ca biserică avem în viața noastră, în această generație, Dumnezeu duce totul la un bun care este pur, este desăvârșit. Mai bine de atât, nu se putea. Știți unde ne e problema? Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne facă fericiți. Dar Dumnezeu nu ne-a spus asta în Scripturi. Ne-a spus că nu ne dă fericire neapărat, dar sigur va da acest bine perfect. Noi ne gândim că lucrurile bune ale vieții noastre sunt doar ceea ce pentru noi imediat este bine, dar Scriptura spune că și suferința este în final armonizată de Dumnezeu să facă acel bine perfect în viața noastră. Așa că în această zi de pandemie, primul gând pe care Scriptura ne-l pune înainte e o invitație să începem să gândim altfel. Altfel decât gândește lumea care este în afară,
altfel decât gândesc prietenii și vecinii noștri, altfel decât gândește guvernul. Suntem chemați să primim potrivit revelației lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem ca și credincioși că suntem diferiți. Noi trebuie altfel să vedem lucrurile acestei vieți. Tozer spunea foarte fain cum arată de fapt creștinul care gândește Biblie. El e o ciudățenie, zicea Tozer. Un creștin este un ciudat. Simte iubire supremă pentru cineva pe care nu l-a văzut niciodată. Vorbește cu familiaritate cu cineva pe care nu-l poate vedea. Se așteaptă să meargă în cer în baza virtuții altcuiva. Se golește pentru ca să fie umplut. Recunoaște când este greșit ca să poată fi declarat neprihănit. Coboară ca să urce. Este puternic atunci când este slab. E bogat atunci când este sărac. Este fericit atunci când se simte cel mai rău. El moare ca să trăiască. Dăruiește ca să poată păstra. El vede invizibilul, aude inaudibilul și știe lucruri care depășesc cunoașterea. Și la aceasta adăugăm și toate lucrurile lucrează împreună. Și pandemia, și restricțiile, și problemele economice, și suferința din trupul nostru, și vremea frumoasă de afară. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Este ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne ajute să ne schimbăm mintea în această dimineață. Dumnezeu este pentru noi și Dumnezeu are un plan și tot ceea ce trăim, absolut tot ce trăim, este în acord cu acest plan care este spre binele nostru perfect și desăvârșit. Puneți asta la inimă, frate și soră. Puneți asta la inimă. Acum, al doilea gând pe care ne pune înainte Scriptura, versetele 31 la 36, vorbindu-ne că Dumnezeu este pentru noi, ne spună versetele acestea, Dumnezeu nu renunță la noi. Deci, Dumnezeu care are un plan, în același timp este în așa fel, ne înconjoară, în așa fel încât nu renunță la noi. Versetele sunt doar o succesiune de întrebări și răspunsuri. Versetul 31, apostolul pune întrebarea și răspunde versetul 32. Versetul 33 ridică întrebarea și tot acolo și răspunde. În versetul 34 din nou ridică o întrebare și tot în același verset răspunde. Iar versetul 35 este ultima întrebare și versetul 36 îi răspunde. Și de ce v-am zis cuvintele acestea? Pentru că dacă vă uitați în Scriptură, El nu întreabă ce va fi împotriva noastră, ce ne va acuza, ce ne va osândi, ce ne va despărți de dragostea lui Hristos. Știți cum întreabă? Cine? Cine? Cine va face lucrurile acestea? El știa că există un vrășmaș cu care avem de luptat. El știa că este un vrășmaș împotriva planului pe care Dumnezeu îl are în privința vieții noastre. Un dușman care, într-o vreme de pandemie ca și aceasta, vine și ne șoptește tot felul de minciuni la urechi. Și vine și ne demoralizează. Și ne face să ne panicăm. Și ne face să ne fie frică. Și pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și nu face altceva decât să ne mintă, să ne mintă. Pentru că este tatăl minciunii. Se folosește de agenții lui. Se folosește de oameni și de internet. Se folosește de televizor, de orice altceva. Numai ca să ne destabilizeze. Și astăzi, la acest început de drum pentru Biserica din Toronto, Duhul Sfânt vine și spune, dragul meu, nu mai crede minciunile. Dumnezeu nu renunță la tine. Dacă toate lucrurile lucrează împreună spre acel bine perfect pentru tine, tu trebuie să mai știi că orice stă în față, Dumnezeu nu renunță la tine. Indiferent cât e de greu, Dumnezeu nu renunță la tine. De ce nu renunță Dumnezeu la noi? Există un singur motiv. Domnul Iisus Hristos. Ascultați cuvintele Scripturii. El, Dumnezeu care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și la fiecare răspuns pe care versetele îl dau, Domnul Iisus Hristos este central. Înainte ca să merg la ultimul gând din acest pasaj, aș vrea să vă invit să facem o încercare de imaginație, forțându-o un pic ca să poposim în perioada de acum 2000 de ani, când Domnul Iisus Hristos era pe pământ. Haideți să presupunem că suntem Baraba. Am fost prinși pentru că suntem niște revoltați împotriva guvernului,
Era guvernul roman care stăpânea peste evrei și zeloții luptau împotriva acelei stăpâniri nedrepte. Și Baraba, numai că era un revoltat, dar se îndelnicea și cu omorul politic. Și ca urmare, romanii au apucat să pună mâna pe el și l-au pus în celulă. Așteptând, bineînțeles, momentul judecății și al condamnării la moarte. Și tu ești acest Baraba și stai în celula ta și îți petreci zilele neștiind când vine clipa să te duci înaintea judecătorului, întrebându-te ce torturi te așteaptă și ce fel de moarte îți va fi repartizată. Și la un moment dat, într-o zi, în timp ce, ca și în zilele precedente, hrana este paișamar, în care gânduri negre bat prin mintea ta, auzi dincolo de zidurile închisorii, strigat puternic de mulțime întreagă numele tău. Baraba. Îl vrem pe Baraba. Îl vrem pe Baraba. Uimit de ceea ce urechile tale aud, încep să fii atent și realizezi că începe să se audă un zgomot slab care crește pe coridor, pentru că înspre celula ta se pare că se îndreaptă un grup de soldați. E zgomotul acela al cheilor care zdrângănesc. Auzi cum ușa se deschide și o voce îți strigă numele: Baraba, vino afară din celula. Tășeindu-ți lanțurile, ieși pe holul dinaintea celulei tale și acolo vezi că un ofițer care striga să numele înconjurat de câțiva soldați e pregătit să-ți desfacă cu cheia acele lanțuri care te încătușează. Și ți le desface și spre umirea ta ofițerul îți spune: Baraba, ești liber. Nu-ți vine să crezi. Dar mintea ta probabil că e, afară e așa o mulțime care mă cere, sigur, poporul s-a revoltat, a văzut ce importanță de el. Și probabil că în mintea ta te gândești: wow, un popor întreg să mă ceară pe mine. Și cumva, încrezător, pornești pe hol înspre ieșire și realizezi că ofițerul acela continuă să meargă cu tine și când ieși afară, undeva în față, la depărtare, se află o mulțime care strigă, realizezi că Pilat este acolo, că mulțimea aceea, de fapt, nu-ți mai strigă numele, ci strigă lui Pilat cu privire la un om care e acolo în fața lui, răstignește-l. Și ofițerul de lângă tine îți pune mâna pe umăr și înainte ca să te lase să pleci, îți spune: vezi, Baraba, omul care este acolo va fi răstignit ca tu să fii liber. Ești liber și te împinge. Și pleci. În această zi, când încerci să te pui în pielea lui Baraba, vreau să înțelegi că același lucru s-a întâmplat și cu tine. Dumnezeu l-a luat pe Fiul Său și l-a răstignit pentru tine și acum întrebarea este: dacă Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru tine, tu cum îți mai imaginezi că Dumnezeu l-a luat la tine? Pe singurul Său Fiu, pentru care are o dragoste perfectă, desăvârșită, l-a dat pentru tine. Cum îți poți imagina că Dumnezeu te părăsește, că ești singur în mijlocul problemelor cu care te confrunți? Nu există. Dumnezeu este pentru tine, spune partea aceasta de Scriptură, și Dumnezeu nu renunță la tine. Și vreau să închei. Versetele 38 și 39 vin și aduc nota de căldură care parcă ai fi vrut să o lași să se vadă până aici. Pentru că planul e plan, e o chestie care e neutră, nu te încălzește, nu... E un plan oarecare. Faptul că Dumnezeu nu renunță la tine sună bine. Dar ultimele versete vin și vorbesc ceva deosebit. Există o strânsoare a dragostei lui Dumnezeu în care te-a prins încât nimic, nimeni nu te poate scoate din ea. Acestea sunt ultimele versete. Nimic și nimeni nu poate să desfacă strânsoarea dragostei pe care Dumnezeu o are față de tine. Știi ce spune Scriptura azi? Uite, Duhul Sfânt pornește cu leon alb și merge la fiecare copil al lui Dumnezeu. Știți ce ne spune Dumnezeu? Știți ce ne spune Cuvântul Sfânt care trebuie să punem la inimă, să-L ducem spre casele noastre, fredonându-L? Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu mă iubește. Și felul în care prezintă Scriptura dragostea aceasta
Nimic nu poate desface, nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire. Și în aceste cuvinte este cuprins totul. Sunt cuprinși demonii și toată împărăția Întunericului. Este cuprinsă creația și cea vizibilă și cea spirituală. Este cuprinsă viața. Este cuprinsă moartea. Și ce spune Domnul este, te iubesc și te țin așa de strâns, că nimic nu te poate scoate din dragostea mea. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Dumnezeu e pentru tine. Dumnezeu te iubește. Pune asta în inima ta. Mă apropiu de final, spunându-vă o strofă dintr-o cântare pe care George Matheson a scris-o. Cântarea a fost scrisă în 6 iunie 1882, când omul avea 40 de ani. Ca și copil, George a avut o problemă cu ochii, o problemă de vedere la 18 ani. Era deja orb complet. Când a scris cântarea, are 40 de ani, deci a străbătut foarte mult din viața sa în întuneric. În ciuda handicapului pe care l-are, Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, era păstorul unei biserici din Edinburgh, care avea peste 2000 de membri. Dar omul acesta, pe lângă handicapul orbirii, mai avea o problemă în viața lui. Nu avea soție. Când a fost tânăr, a avut o logodnică. Dar atunci când a aflat că orbirea lui este permanentă, logodnica lui l-a părăsit pentru că nu voia să aibă un soț orb. Și acum, la 40 de ani, ca și slujitor al lui Dumnezeu, când a văzut și pe propria, și în propria lui viață ce înseamnă handicapul, ce înseamnă că ceilalți care sunt apropiați te părăsesc, te fi așteptat să vezi în viața lui un picuț de descurajare, dacă nu depresie, te fi așteptat să-l vezi cum este cufundat într-o stare din aceea semi-melancolică. În loc de aceasta, fiecare zi pe care el a trăit-o și în orbire și în singurătate din punctul de vedere al căsniciei, a fost o zi în care a învățat mai mult și mai mult cum dragostea lui Dumnezeu îl strânge mai tare și mai tare și mai tare și mai tare. Și când scrie imnul acesta, una dintre strofe este: Oh love, that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thy ocean depths its flow may richer, fuller be. Am învățat dragostea care strânge a lui Dumnezeu. Și astăzi când te pregătești și îmi voi ruga și vom porni spre casele noastre, te rog să mă uiți. Dumnezeu e pentru tine. Dumnezeu te iubește. Ai venit la casa lui Dumnezeu astăzi, în perioada de pandemie, și Dumnezeu asta vreau să-ți transmită. Sunt pentru tine. Am un plan și tot ceea ce trăiești, inclusiv pandemia sau oricare altă suferință și încercare, sunt partea planului meu care va duce la un bine perfect în privința ta. Dumnezeul acesta nu renunță la noi, așa că fii sigur, nu va renunța la tine. Dumnezeul acesta are așa o dragoste față de tine, că nimic nu poate desface. Pune-ți la inimă Scriptura, bucură-te, fii recunoscător, trăiește cu Dumnezeu. Dar unii dintre noi nu intră în tot ce am zis aici. Nu toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Dragostea lui Dumnezeu este acolo, dar în niciun caz nu este dragostea care o reversă peste familia lui, peste copiii lui. Așa că pentru cei care nu-L cunoașteți Mântuitor pe Domnul, vreau să vă spun atât. Dacă vă uitați la partea aceasta de Scriptură, vedeți că totul e legat de Iisus Hristos. Totul e legat de Iisus Hristos. Dacă vrei ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele tău, dacă vrei să fii partea planului lui Dumnezeu, dacă vrei să vezi că Dumnezeu nu te părăsește, că Dumnezeu te strânge cu dragostea Lui, Iisus Hristos este central. Așa că astăzi vreau să spun încă o dată și v-am mai zis și în alte dați. Aveți nevoie de Iisus Hristos. Veniți la El. Credeți în El. Pocăiți-vă de păcate. Urmați-L pe Iisus Hristos. Și așa cum a fost asta aici, vom fi toți cu El slavă. Domnul să ne ajute pe toți așa să fie. Amin? Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm. Mulțumim pentru
încurajarea pe care cuvântul Tău îl pune înainte. E nevoie, Doamne, de un proces de schimbare a nații noastre. Pentru ca să nu mai gândim ca cei de afară, ci să gândim Duhul fricește. Dar mă rog, Doamne, să faci procesul acesta în viața tuturor care suntem aici. Pentru ca să plecăm din casă Ta, știm că ești pentru noi. Ești pentru noi în pandemie. Ești pentru noi în economie așa cum este. Ești pentru noi în bolile cu care unii dintre noi ne zbatem. Ești pentru noi. Vei fi pentru noi. Ești cu noi. Vei fi cu noi. Toate îți mulțumesc. Te rog, ajută-ne să înțelegem toți asta. Și așa să ne trăim viața. Iar aceia de care nu te cunosc, te rog, mai cheamă încă o dată. Mai vorbește-le încă o dată despre dragostea Ta cea mare în Iisus Hristos. Mai arată-le încă o dată că trebuie să vină la pocăință. Și ajută-ne, Doamne, așa cum azi ne-am bucurat, de părtășia poporului Tău. Toți să fim un poporul care o veșnicie să îți aducă glorie și cinstire. Îți mulțumesc că ne-ai păzit până aici, păzește-ne în continuare. Doamne, viața noastră este în mâna Ta. Ne dăruim Ție și Te rugăm ca voia Ta să o împlinești noi în casele noastre și în această adunare. Amin. Amin.